Și eu vreau să spun că mă bucur foarte mult că sunteți aici, iată atât de mulți, ca să rămânim cu toții pe Daniel Fucea și mă bucur că Facultatea de Teologie l-a luat în brațe într-o îmbrățișare atât de constantă pe el și pe alți oameni frumoși ai culturii române ca părinte de Nicolae Steinhardt și alții, care sunt cu siguranță, sunt sigură că prospătează viața universitară cu existențele ei și ne arată că ceea ce învățăm pe hârtie are muguri de lumină în cerul nostru pe care trăim zi de zi. Pentru că, uite, și Daniel Turcea creează o parte din cea și Nicolae Steinhardt. Sunt părți din cer pe care chiar noi le creăm fiecare din noi atunci când avem momentul de a depăși, momentul de grație de a depăși starea comună. Se întâmplă fiecăruia și având acces la asemenea poezie și înțelegând-o până la urmă fiecare, fiecare din noi mai creăm un fragment din cer de pe acest letopise de-a lui Daniel Turcea pe care îl voi comenta și eu acum. Textul meu se numește Daniel Turcea și Arvo Pärt, repere axiale ale liricii sacre. Bănuiesc, adică știm că avem aici un public creștin, bănuiesc că mulți dintre voi ați auzit de marele compozitor estonian Arvo Pärt, despre opera căruia și Fabian Anton a publicat o cărticică. Și oricum, dacă nu știți, cred că tot ce vorbim noi aici vă va stârni curiozitatea pentru ca să aflați mai multe. În ultimele decenii, poezia lui Daniel Turcea a fost valorizată, după părerea mea, mai mult de teologi și de pleroma ortodoxă decât de critica literară. Și este foarte bine ca Daniel Turcea și-a câștigat treptat prin publicul creștin tot mai larg și de calitate, statutul bine meritat de vârf de lance al poeziei creștine române moderne și postmoderne. Unii îi consideră, îi conferă chiar statut de unicitate absolută în peisajul poeziei imnice, laice, românești, moderne, trecând în plan secund numere tăi de mare valoare ca Ierosim Monacul, Daniel Sandu Tudor, Radu Gir, Vasile Voiculescu, Ioan Alexandru și alții. Și totuși există o unicitate clară a lui Daniel Turcea în această panoplie bogată a poeziei imnice românești a secolului 20. În ce constă această unicitate? În rectitudinea dogmatică ortodoxă dublată de adâncimea trăirii, subliniată de mai mulți teologi și de biografi, biografa Lucia Turcea, în virtuțile creștine incontestabile ale autorului de după convertire, care făcea o notă distinctă pe atunci în mediul literar boem și liber cugetător din epoca socialismului în floare, acestea, adică rectitudinea dogmatică și etosul creștin, își au desigur valoarea lor, dar nu sunt de fel suficiente nici determinante pentru crearea unei poezii mistice de înaltă valoare. Mai mult, virtutea smereniei, notată de comentator și special de Lucia Turcea, pare mai degrabă descurajantă în privința atingerii unicității artistice, adică care implică și originalitatea. Sau nu este așa? În ce constă așadar plus valoarea poeziei lui Daniel Turcea? În densitatea ei revelatorie, obținută cu un minim limbaj literar și cu structuri poetice foarte sintetice și simple. O simplitate nu programată din afară, potrivit unei inginerii literare, ca la Ioan Barbu de Elidă, sau la alți autori de haicuri de pe la noi, ci venită din interior, din plenitudinea trăirii mistice și din mirarea în fața misterului, condusă poetic până la pragul tăcerii de dincolo de cuvinte, tăcerea isihastă. Tocmai în această ușurință a exprimării revelației, a participării la lumea de dincolo de vârf, constă unicitatea lui Daniel Turcea, iar ușurința e calea inimii duhovnicii. Calea inimii potopită cu Dumnezeu în tăcerea mistică densă, care se numește isihie.
Din această pisihie, stadiul rănat al rugăciunii tăcute de dincolo de cuvinte, picurălit și cumpătat ca stropii tenși de rășină din trunchiul de brad bătrân, verbul eliptic, plin de fași și de respirație personală a lui Daniel Tuncea. Această îmbinare intimă dintre harul dumnezeiesc și respirația personală, nutite împreună ca într-o terță persoană, o teandrie poetică, poetică în sensul de creație poetică de la poiesis, cuvântul lui Aristotel, conceptul lui Aristotel, constituie specificul unicității poeziei lui Daniel Turcea și tot bine să spun muzicii lui Daniel Turcea. Căci poezia lui Daniel Turcea este muzică, dar nu eufonie epicureană a sunetelor plăcute a uzului sau generatoare de mișcări sufletești comune, ci ritm și emergere a sunetului fundamental, respirație pneumatică. La cei mai mulți poeți religioși, chiar la mistici ortodoși, această contopire dintre harul dumnezeiesc și omul autor se realizează pe porțiuni scurte, cea mai mare parte a scriitului rămânând dominată de raționalitatea poetului și de tehnicile sale mundane de construcție literară. Sunt cazuri când sonetiștii scriu sonete, 90-iștii scriu 90-isme, fracturiștii scriu fracturisme, în care inserează din loc în loc câteva vâlbuite motive creștine pentru a rima cu moda vremii de reîntoarcere a poeziei creștine. Dar nu e acesta cazul lui Daniel Turcea. La Daniel Turcea, în lirica lui epifanică, această comunie de amplică este aproape o stare continuă de ca și cum o nouă inimă se naște în actul poetic. Această nouă inimă este poemul. Cuvântul redevine spirit. Fiecare cuvânt. Aceasta este marca adevăratului poet. Istic. De aici, înrubirea intimă a lui Daniel Turcea cu compozitorul estonian ex-sovietic Arvupert. O înrubire spiritual-poetică esențială pentru validitatea mistică a actului creator religios în epoca noastră, când falsul sau falsitatea trăzării se simte deosebit de acord. De aceea o voi argumenta. Minimalismul metafizic al lui Daniel Turcea își are originea în primele decenii ale secolului 20, nu este invenția lui. Fiind inspirat inițial de un compozitor ca Erik Satie, cu toate că atunci nu exista conceptul de minimalism, și impus apoi de pictura metafizică a lui George de Chirico și George Morandi. Totuși, nici mistica chietistă, cuiz orientală a lui Erik Satie, pe care acum îl ascultăm frecvent la radio, și, mă rog, cinema, media în general, nici metafizica pictorilor italieni fabricată în laboratoarele avantgărzii nu se hrăneau din bagajul revelației creștine, cultivând mai degrabă o mistică impersonală de fabricație intelectuală. Era vorba deja la pierderii absolutului de către civilizația mașinii și gravitând spre un sens indicibil și apersonal. Această metafizică a străinării ontologice a învățat însă să decupeze sunetul sau cuvântul fundamental sau imaginea încărcate de sens supramundan, metafizic, imagini sau cuvinte trăind deja în ele însele metafizicul și nu doar grație compoziției operei, cum se făcea până la sfârșitul secolului 19 în clasicism. Această redescoperire sau căutare a sunetului sau imaginii sau cuvântului unic, gravitând de sens, cu S mare, a fost preluată și de scriitori și poeți de filiația avantgardistă, ca din Obuzati, de Pită și alții. La noi necuvintele lui Nichita Stănescu, adică cuvinte de dincolo de cuvinte, pline de sens sau de sensuri, sunt esențiale în această direcție și au constituit un precedent sau un dialog, un stimul determinant pentru Daniel Turcea. Minimalismul lui Daniel Turcea aduce în plus de dimensiunea creștină, absolutul căutat în cuvântul unic sau în sunetul unic, nu mai este unul abstract impersonal, ci este logosul dumnezeiesc întrupat și asumat existențial de poet. De aici forța lui Daniel Turcea și unicitatea sa în lirica românească și probabil în cea universală. De aici ușurința lui Turcea de a exprima realități de dincolo,
din taina urcușului omului pe care a fugit spre Dumnezeu, bucuria de dincolo de cuvinte a îmbrățișării omului cu Dumnezeu. De obicei, poezia creștină exprimă realități supramundane destul de anevoios, cu ajutorul unui limbaj prolix, încărcat teologic și descriptiv, cu citate abundente, sau mai puțin abundente, din texte clasice, religioase, ori cu ajutorul unor metafore somptuoase și a unui vocabular hieratic, prelungi monologuri subiective de tipul spovedaniei, ori prin recursul la arsenalul tradiției indice și etnico-religioase locale. Și mă gândesc acum la retele mari, precum Imnele Sfântului Sinaul Noul Teolog, precum Daniel Sandu Tudor, precum Radu Gilioan Alexandru pe care i-am pomenit. Repere esențiale, dar având cam aceste fundamente de exprimare a trăirii religioase. Toate aceste procedee țin în linii mari de clasicism, tradiționalism, modernism. Prin minimalismul său eliptic, repet, minimalism metafizic creștin, nu ceea ce vedem acum pe ecrane sau în muzică, Daniel Turcea face trecerea în poezia creștină dinspre modernism, spre postmodernism, dar un postmodernism bazat pe elipsă, de construcție și reconstrucție, motivate de un sens ontologic înalt, iar nu bazat pe budii și combinatorii cu draguite de aluzii, citate și șarade, cum întâlnim adesea la cei care se revenică din acest curent. Postmodernismul lui Daniel Turcea este mai evident prin virulența negatoare și deconstructivă în Entropia și mult mai discret în Epifania. Cele două volume antume sunt despărțite de o prăpastie noetică și de sens, sens ontologic centrifug de Entropia, al omului rupt de Dumnezeu și explodat în neantul cel din afară, respectiv sens centripet în Epifania, de unde derivă și diferențele de tehnică literară. Spargerea discursului până la autodizolvare semantică în Entropia, respectiv spargerea ideatică a discursului subiectiv, dar reunificarea sa semantică, obiectivă, într-un unul, în Epifania. Legătura intimă a poeticii lui Daniel Turcea cu cea a lui Arvoper, compozitorul, constă în capacitatea unică a celor doi autori de a accesa esența, prezența revelată a lui Dumnezeu între oameni, accesibilă doar prin împreună trăire și de a o transmite sensibil cu mijloace minime ale artei, fără a pierde din sens și fără a cădea în intelectualism sau în formalism. Transmiterea artistică a statului cu minime mijloace ale artei necesită maximă capacitate de sinteză și de înțelegere a esenței sacre a sunetului, respectiv a cuvântului, dar și o maximă capacitate de expresie condiționată de o înaltă temperatură a trăirii, sinceritate și tehnică sau maestrie artistică. Nu degeaba, un poet când moșește cuvântul, cum spune Nichita Stănescu, simte că face un act de preoție a cuvântului, adică de aducere a cuvântului dumnezeiesc pe pământ. Această înaltă concentrație de forțe creatoare nu se obține fără lupte dramatice, pe măsură despre care se vorbește mai puțin. Aici este apă cel de-al doilea pol axial de legătură dintre biografia celor doi artiști, Turcea și Berg. Căci până la a ajunge fermenți naturizitori creștini, prin opera lor, ambii au parcurs dramatice lupte existențiale, adică de anul stării de criză, de negăsire sau chiar de negare a lui Dumnezeu. La fel cum Turcea ar trebui să treacă prin dezintegrarea lăuntrică din Entropia, publicată în 1970, ca să ajungă la maiestoasa rezidire spirituală din Epifania, 1982 publicare, tot așa și Arthur Berg a trecut printr-o destul de lungă, de 8 ani, și glorioasă, adică apreciată de critici, perioada avantgardistă din 61 până în 76, în care a experimentat cu succes cam toate inovațiile formale ale epocii. Muzica dodecafonică, sonoristică, serială, colajul muzical, în lucrări ca necrolog, percutum mobile, colaj, libertate, devenind unul din liderii avantgardei muzicale sovietice a lui. Dar nu pentru asta îl cunoaștem pe Arvoper astăzi, ci pentru opere ca Requiem pentru Alina, Fratres, mai ales Plângerea lui Adam și altele. La fel ca și Turcea, de biografia din urme în veșnicie, Ilie Daniel Turcea, Perl abandonează la un moment dat experimentul gratuit care, o fi dat succesului, nu mai interesează, ci parcurge o frământată perioadă de criză, de recluziune și de tăcere, în care citește intens din Sfinții Părinți și de plin de viața liturgică, rugăciune.
Aceasta va fi metanoia sa. La fel ca și Albert Turcea își va folosi tehnicile învățate în perioada negatoare a luptei cu Îngerul spre proslăvirea Îngerului și al Dumnezeu, prin readucerea chipului lui Dumnezeu în creația sa. Cam aceeași biografie artistică o regăsim de plină și la marele pictor creștin Camilian Demetrescu, tot un modernist de succes, cândva, în anii 70, convertit însă la creștinism, într-o perioadă când cei mai mulți dintre congenerii săi se compleceau în deliciile formalismului și experimentului. Același perfecționism artistic, aceeași sete de drumare a culturii, aceeași elecțiune finală pentru calea creștină și ortodoxă, ca opțiune nu doar pentru viața personală, ci pentru, și pentru cea artistică. Și aceeași extrem de dificilă căutare și construire pe cont propriu a unui nou limbaj artistic care să răspundă cerințelor publicului modern, dar și evidențelor teologice ale întrupării cuvântului. Acești mari convertiți, mai mult decât tradiționaliști cumiți, devin capetele de lance ale reîntoarcerii la credință prin arta omului contemporan. Pentru că marii convertiți, asemenea fiului rătăcitor întors acasă, sunt cei care au cunoscut omul contemporan în integralitatea sa, cu căderile și subișurile sale, cu demonii săi interior pe care i-au biruit. Această biruință lăuntrică le face apologetică artistică cu adevărat biruitoare. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă, Elena Dumnezeu!